10 alimente pe care ar trebui să le evitați dacă aveți probleme cu inima și tensiunea arterială. Publicat de Patricia Esca, una dintre principalele cauze ale bolilor cardiovasculare este alimentația nesănătoasă. Alimentele cu valoare nutritivă scăzută provoacă hipertensiune, care este dăunătoare atât inimii, cât și vaselor de sânge. Iată 10 produse la care ar trebui să renunți de dragul sănătății inimii tale. 1. Sarea în exces dăunează inimii și sistemului cardiovascular, îngreunând semnificativ circulația sângelui. În plus, sarea reține apa din corp, care dăunează vaselor de sânge, inimii, rinichilor și creierului. Majoritatea sării ajunge în corpul nostru prin intermediul alimentelor procesate, așa că fiți atenți la ce mâncați. 2. Cartofii prăjiți, în special cei vânduți în fast food, sunt foarte populari în rândul oamenilor de toate vârstele. Cu toate acestea, ei sunt foarte dăunători pentru organism datorită cantităților mari de grăsimi și sare. Numai o porție medie de cartofi prăjiți conține 19 grame de grăsime și 270 grame de sare. În plus, astfel de alimente contribuie și la dezvoltarea obezității. 3. Sucurile din comerț conțin mult zahăr, iar acesta nu numai că duce la excesul de greutate, dar crește și tensiunea arterială. Astfel de băuturi îngreunează sistemul circulator. Nici sucurile dietetice fără zahăr nu sunt o opțiune bună, deoarece contribuie la apariția hipertensiunii arteriale datorită conținutului ridicat de îndulcitori artificiali. 4. Alcool. Potrivit unor studii, consumul moderat de alcool poate reduce ritmul cardiac, dar alte studii arată că și un consum minim poate fi periculos pentru organism. Oamenii de știință din Coreea de Sud au descoperit că alcoolul crește probabilitatea de deces la adulții cu hipertensiune. 5. Carne roșie. Carnea, în special cea roșie, este foarte dăunătoare sănătății inimii. Alimentele grase, precum carnea roșie, conțin uleiuri hidrogenate dăunătoare inimii și venelor. Prin urmare, ar trebui să evitați alimentele bogate în grăsimi saturate și trans. Toate acestea cresc tensiunea arterială. 6. Produse din carne. O altă cauză obișnuită a hipertensiunii este consumul excesiv de produse din carne. Cârnați, crenvârști, salam, parizer, etc. Dacă aveți tensiune arterială crescută, înlocuiți astfel de alimente cu carne nesărată cu un minim de grăsimi. Pui, curcan, carne slabă de vită. Dacă nu poți trăi fără slănină, încearcă să o consumi rar. 7. Zahăr. Se știe că zahărul duce la creșterea în greutate și chiar la obezitate, dar daunele sale asupra sănătății nu se termină aici. A fi supraponderal este una dintre cauzele hipertensiunii. Excesul de zahăr duce mai întâi la îngrășare și apoi la probleme de tensiune. Prin urmare, femeilor se recomandă să consume maximum 6 lingurițe, 24 de grame g, de zahăr pe zi, iar bărbaților 9 lingurițe, 36 de grame g. 8. Gogoși. Mulți oameni pur și simplu nu pot refuza gogoșile, dar în ceea ce privește grăsime și zahărul, acestea sunt chiar mai dăunătoare decât prăjiturile. Gogoșile sunt un aliment foarte dăunător, o singură gogoașă conține aproximativ 200 de calorii și 12 grame de grăsime. Dacă aveți tensiune arterială crescută, încercați să mâncați gogoși cât mai rar posibil. 9. Margarina. Ar trebui să renunțați la margarină cu totul, deoarece conține grăsimi trans extrem de dăunătoare. În timpul procesului de hidrogenare, acizii polinesaturați sunt transformați în margarină solidă. Pentru producția de margarină se utilizează cele mai ieftine uleiuri vegetale. 10. Figa instant. Acest aliment a cucerit întreaga lume datorită ușurinței sale de preparare. Dar oricât de mult ți-ar plăcea supele instant, acestea sunt foarte dăunătoare sănătății. O porție de figă conține 15 grame g de grăsime și 1580 de mg mg de sare. Nu uitați să apreciați conținutul canalului, să vă abonați și să distribuiți canalul cu prietenii voștri.